Am văzut, normal că am fost prins acolo. M-am uitat la meci. Din punctul meu de vedere a fost o primă repriză foarte bună. Din păcate a doua nu a fost la fel de bună. Până la urmă un rezultat echitabil, având în vedere și acel gol anulat pe care l-au avut cei de la Sergi. Nu este un rezultat bun pentru Cristiano Bergo, din contextul în care... Depinde, dacă ne uităm de când a venit Cristiano, are o săptămână, era greu să schimbe ceva, s-a schimbat și sistemul, Adi a jucat cu trei fundași și Cristiano a jucat alt sistem, e normal să intervine această, să spun așa, nesincronizare în cadrul echipei, dar până la urmă, din punctul meu de vedere, este începutul campionatului, important este că n-au pierdut, ușor au timp să se pună la punct. Dar e Cristiano Bergo de omul potrivit pentru banca Rapidului? S-a tot vorbit despre acest lucru în ultimul timp. Da, eu cred că este omul potrivit, având în vedere că știe foarte bine echipa, îl știe și pe Cristi, sunt jucători cu care a lucrat, știe exact cu ce înseamnă Rapidul, pentru că a fost în două rânduri acolo. În sezoanele trecute a avut și performanță cu Sepp și a câștigat, dacă nu mă înșel, trei cupe. Iar ăsta este un lucru important, că știe ce înseamnă Rapidul și că știe ce înseamnă fotbalul românesc. Ai impresionat Cârjana seară? Ție ți-a plăcut personal? Da, mi-a plăcut. A fost destul de activ, a avut și două ocazii. Cu siguranță are nevoie de timp pentru a demonstra exact ce poate. Fiind primul meci, cred că a avut și emoții. Indiferent de unde vii, atunci când intri pe Giulești cu acea presiune în spate, e greu să te acomodezi. Dar el a jucat destul de bine din punctul meu de vedere pentru primul meci. Crezi că i-a cucerit pe fanii giuleșteni? Pentru primul meci, da, eu cred că i-a cucerit, dar are nevoie de realizări. Și aici mă refer la pase de gol, la goluri, pentru a fi acel jucător pe care îl așteaptă toată suflarea giuleșteană. Are Rapidul lotul așa solid încât să poată câștiga campionatul anul ăsta sau mai au nevoie de întărire? Au un lot destul de bun în momentul de față. Cu siguranță cred că le-ar mai trebui un atacant din punctul meu de vedere, dar până în momentul de față eu zic că au făcut achiziții destul de bune, având în vedere că sunt jucători buni, jucători care cunosc fotbalul românesc, se vor acomoda foarte repede. Eu zic că au șanse anul ăsta să prindă primele trei locuri. Am înțeles că obiectivul ăsta ar fi primele trei locuri. Nu cred că câștigarea campionatului, cu siguranță un trofeu și aici mă refer la cupă. Până în momentul de față s-au mișcat bine, au fost destul de activi pe piața transferurilor, să spun așa. Să vedem în continuare cum se vor integra băieții cei noi.